Dosarele conținând liste cu 13.557 de semnături au fost aduse în biroul secretarului Consiliului Județean Sălaj Cosmin Vlaicu de către președintele executiv al UDMR Sălaj Silia Ghi Robert, însoțit de vicepreședintele organizației județene Cioco Tiberiu. Potrivit celor doi, numărul minim de semnături pe care ei trebuiau să-l adune pentru declanșarea procedurilor de organizare a referendumului era de 10.290, adică 5% din populația cu drept de vot a județului, stabilită pentru alegerile parlamentare de anul trecut. Alături de listele cu semnături, reprezentanții UDMR au depus și un proiect de hotărârea Consiliului Județean privind organizarea referendumului. Data avută în vedere de ei pentru desfășurarea scrutinului este 8 decembrie. Odată îndeplinit criteriul numeric, secretarul județului a anunțat care sunt pașii următori. În pasul 2 urmează acele verificări dispuse de lege în sarcina mea. O să fiu nevoit să verific dacă s-a respectat procedura sub aspectul inițiativei cetățene și ulterior, în pasul 2, sau 3, o să spun așa, o să examinez legalitatea proiectului hotărâre pentru a putea viza și apoi înainta conform procedurilor de lucru pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean. Reprezentanții UDMR au precizat că după verificarea legalității demersului lor va urma o perioadă de dezbatere publică de 30 de zile, în care ei au admis că vor avea loc inclusiv negocieri cu colegii de la celelalte partide reprezentate în Consiliul Județean, astfel încât să-și asigure șanse cât mai mari de trecere a proiectului de votul consilierilor județeni. Conform procedurilor avem 30 de zile de dezbatere publică, după ce domnul secretar o să dea de ok-ul. Sunt legale, demersul nostru este legal și corect. Urmează o ședință a Consiliului Județean unde consilierii județeni prin vot vor decide da sau nu să organizeze acest referendum. Dacă da, va exista un calendar al referendumului conform legii referendumului și pe undeva în luna decembrie, noi am fi dorit în 8 decembrie, vă spunem, referendumul, dar undeva în decembrie, în funcție de proceduri și de îndeplinirea procedurilor conform legii, să organizăm referendum. Dacă referendumul va fi aprobat de consilierii județeni, sălăjenii vor fi chemați să răspundă la 3 întrebări. 1. Sunteți de acord ca atribuțiile de la nivel local și județean să nu fie transferate centralizate la nivel regional? 2. Sunteți de acord ca acele 8 regiuni de dezvoltare actuale să fie regândite, reorganizate în regiuni de dezvoltare economică cu 2-4 județe? Și 3. Sunteți de acord ca județele Bihor, Satu Mare și Sălaj să constituie o regiune de dezvoltare economică? Costurile organizării referendumului ar urma să fie suportate de Consiliul Județean Sălaj.